Da, apoi pe aici am luat și astea de la Squad Battles. În același timp e și asta. Uitați echipa mea nouă. Mi-am schimbat echipa complet. Ăștia doi nu-i luați în seamă. Și să vedem ce pică. Am fost Silver 1, nu prea am jucat. Hai să vedem. Taci, 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 că filmez, taci, că filmez. Oh my god, nu e walkout. Haide cu board. Este board. E board. Dost. Ah, nu, e de pai. Bine, mai bine că dost. De pai, ia să vedem cam cât costă pe făcut. Memphis. Eu te-l pe Memphis. Arunca 800, vai de capul lui. Pe joc pentru arunca 800. Îmi dă și mie un Van Dijk, că ăla costă o grămadă. Zi tu, Alexe, n-aveam șobolanul la un Van Dijk. Mie mi-a picat de pai, mâncați așa talentul tău. De pai. Cu Excel, cu Excel, cu Excel, cu Excel. Așa, hai să vedem și al doilea pack. Și te rog cu walkout. Roagă-te, Alexe, nu e walkout. Hai, boards. Nu e nici măcar board. Holy fuck. Mirala, să vai de steaua lui. E și ăsta un K? Nu cred, dar hai să... Nu cred, n-are cum. E 700, vai de capului. N-am ce face cu ăștia. Așa. Bun. Așa. Și n-a picat nimic de la Squad Battles, ce să vezi. Da, și revin cu următoarele pack-uri. Sper să fac aici încă un win sau 3. Și da, revin. Hai, bă, că am zis să deschid și unde asta, că mă simt norocos. Taci puțin. Deci mă simt norocos, haide, cu un walkout. Nu e walkout, hai, cu borți, măcar să ne scoatem banii, boss. Mamă, Grimaldo, nu? Și mai sunt la Moreno. E și asta 800. Mamă, vai de capul lui Alberto Moreno. 850, ok. Băgăm 800, pum. Și restul cu Excel. De fapt, nu la player. La restul itemelor aiurea. Am zis și eu că am noroc cum a fost atunci cu Asen Hodanam. Și da, nu o să mai deschid pack-uri și din store și revin eu când e. Deci am făcut aceste SBC, da. Hai să vedem ce pică. Hai te rog, un walkout. Nu e walkout. Nici măcar porz, nu cred. Golovin. Ia să vedem dacă costă ceva. Sute. Nimic. Sute. Iabă. O mie două sute, bun. Am înțeles.
Da, băi, băieți, am primit ceva gift de la cei de la EA Sports, acest Prime Gold Players Pack și un Home Kit, ceva de gen. Da? Haide, te rog, cu un walkout. Nu e walkout, hai măcar cu board. Și este board, hai să fie ceva bun și scump. Striker, Alvaro Morata, ok. Alvaro Morata? Sper să coste ceva pentru că s-a transferat. Fii atent, hai să intrăm repede pe Footbin. Asta e ceva pe cu player care s-au transferat sau ceva. Să ai că zic acum. Nu. E random. Ok, deci avem Morata. Sper să coste ceva. Alvaro Morata de la Atletico de Madrid. 2K800, o să-l punem la 2K700. What? E untradeable pack-ul? Oh my fucking god, e pack untradeable, boss. Și Dumbia cât o fi? Are destul de mult pace. Se-i du Dumbia. 700K, holy fuck. Mamă, ce peca iurea. Și acest Maggio e 850, interesant de bine. Îl punem la 800, boom, boom, chiar foarte interesant. Da, băi băieți, și eu o să revin cu premiile de la Division Rivals pentru că nu mai e foarte mult. 18 ore, era aici mai puțin. Da, uitați că asta este noua mea echipă. Da. Și revin imediat. Da, băi, băieți, am făcut și aici un SBC pentru acest Rojas. Da, de la Footswap, deal, contează destul de mult. Pentru că ăla altul de data trecută, Footswap deal 4, am mai avut nevoie de un player ca să-l iau pe Quixie Promise, Once Watch. Și n-am avut de unde să fac rost. Mă rog, bun, foarte bun. Acest Rojas pentru SBC-uri. Și fiți atenți, vreau să văd o chestie. Sunt curios cât am. Rar Mega Pack costă 7. Cred că am și eu acolo 5 sau 4. La special. Nu mă interesează, așa. Uite, 1, 2... 3 am, hai de capul meu. Mai trebuie 4 și cred că o să iau din toți ăștia ăsta și, sau ăsta, de fapt mai bine mă duc pe Jumbo Rar Player Spec. Da, și o să revin cu următoarele pack-uri, da. Ok, băi, băieți, am revenit, nu știu ce, încă nu mi-a dat primile de la Food Champion. O că zice că într-o zi, dar mă rog. Hai să deschidem astea de la Rival, regem astea tradable. Am urcat în divizia 8 rank 1, puteam să urc și în divizia 7, dar am zis să nu risc, că nu eram sigur dacă ajung rank 8. Și începem cu asta. Nu e walkout. Nici board, aoleu. Lasagne. Sau lasne. Nimic bun, o fac. Așa și am uitat să vă zic, să vedeți și voi ce Team of the Week e. Este un Team of the Week incredibil. Ia uite și tu, Ronaldo, Higuain, Aguero. Mai avem pe aici Koulibaly, Donnarumma, deci e incredibil Team of the Week. Hai să vedem ce pică din pecul ăsta. Nu e walkout. Nici măcar board, holy fuck. Jocul ăsta are ceva cu mine. Fii atent că Mendy ăsta. Aia nu e.
Al doilea Jumbro Premium Gold Pack. Nu e Walkout. E Board. Oh. Brazilian KB. Ah. Felipe, am zis că e Miranda. Dar ce să vezi, mie mi-l de pe Felipe. Doamne. Da, n-ar rău de tot. Ia cât costă. Nu, ca 300. Blana roade o să mă arăbăiți. Fii atent, stai. Și ultimul pack de la Rivals. Nu e Walkout. Nici Borța. Hai de bă, deci oamenii ăștia și pe joc de mine efectiv. Giru, mamă, ce premii de căcat. Shadow. Mă salvez cu Shadow. Dar văd că nu mai costă nimic. Mă rog, da, aveam nevoie de un Shadow acolo. Bun. Da, și o să revin cu premiile de la Food Champion. Sper să nu fie peste o zi, pentru că e iurea rău de tot. Cred că în seara... A, nu. Dar nu știu. Mă rog, cred că în seara asta sunt. Da, și revin imediat. Ok, voi veți... Au venit și premiile de la Food Champion, dar nu știam că vine așa de repede și am ieșit de la Silver 3, am avut 7 winuri, dacă mai făceam un win, făceam și Silver 2. Bum, hai să vedem. Căcat. Unde iau cu asta? Nu știam că e maxim de avere aici. Mă rog, e primul meu card. Roșu, da. Și avem și două pecuri. Bă, am fticat destul de rău. N-am mai avut niciun meci. Ok, și mergem pe ăsta. N-am mai avut niciun meci pentru că aș fi riscat. Am greșit că am jucat de dimineață. Vineri, 5 meciuri. O, boards. Și... Juan Mata. Bă, nene. Juan Mata. Da. Dacă mai găsesc ceva în pe costa. Bellerin. Stai că acum e pe foot bine un ca 800 Juan Mata. Bellerin nu e mult, deci n-are rost. Sau hai că nu-i dăm discard. Și asta e 750, deci îl punem la 700. Bă, și ce bun era Team of the Week cu frate. Îmi pare rău că e un maxim de premii. Și gen nu poate să-ți dea random din toți aia. N-am știut chestia asta. Nu e walk-up, bă. Hai cu board. Nici măcar. Holy fuck, ce premii de căcat. Mamă, să moară băieții. Deci nu cred că am mai avut vreun episod cu premii așa de căcat. Da. Haide, bă, să ne salveze pe cu ăsta, haide, te rog eu frumos. Nu e walkout, ai cu borți, nici măcar. Îmi ia capul razna, Belotti, ia. O, costa ceva.
Andrea Belotti 750, ai de capul meu. Ai de capul meu. Absolut nimic. Bă, dar nimic. Ne mai dă și nouă niște premii, bun. Cu Excel. Aș trânge pentru asta, să-l deschid. Da. Și revin imediat când strâng 25 de ca și da. Da, voi beți, am pus foarte mulți playere pe market și am strâns 30 de gade de ceai de să deschidem acest pack. Rar Electrum Player Spec. Holy fuck, risc foarte mult. Nu e walkout. Mamă, deci nu te cred, nu e nici măcar porți. Doamne, deci eu dau 30 de ca mi-a zis Flaviu să nu dau banii ăștia și am zis, haide bă că eu îi dau că sunt mare șmecher. Doamne. Mie pică Serge Gnabry care e un ca 100. Ia. Un ca 100. Cristian să nu cât e. Christensen 750 că na. Și asta e ceva. Nu e nimic. Pulsan cred că ar putea fi. Dar nu e. Nici asta nu e nimic. Asta e 300, mă piși pe 300-le lui. Fii atent. Să nu cu asta. Ar pu... 1400, surpriza pecului. Am văzut că toți îl puneau la prețuri de astea mari. Oh, stai. Pardon, am greșit butoanele. Așa, 300-250 de ani ce să fac. Și asta nu-i nimic. Deci pe ăsta îl cheamă Conate. De bănuți. Doamne, bă, deci ce pec prost. Ce pec prost, bă, nene. Și-o dau 30 de ca. Mai bine băgam un draft. Da, păi, deja am foarte mulți playeri pe market aici puși. Că de aici am vrut să strâng bani. Și o să vedem după că o să se vândă, probabil. O să mai strâng eu bani. Și nu știu dacă o să mai fac pe cârta, dacă mă revin cu outro. Da, păi băieți, am revenit cu ultimele pack-uri, cred. Am ieșit la Squad Battles Silver 1, pentru că nu prea am jucat. Și da, nu e nimic. Nici măcar boards. Sabitzer. Blana. Nimic. 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 Fie zic că Harry Winks ar putea fi ceva. Ia nu prea se dă. Nu știu, cred că o să coste ceva. Și pe aici Shadow, fie în care... Aia nu e pe market, mă rog, dar o să coste la următorul weekend league. Și pe costă. Nu e walkout. De board, wow! Incredibil! Bruno Fernandes.
Nimic. Hai să-l punem pe marchez, nu știu cât va veni. Hai să mă uit pe fotbin. Iacov, Alchem, 700. Să pun la 650. Nici nu știu ce să fac. Dar nu mai deschid. Hai că văd dacă mai fac SPC-uri sau ceva și revin. Bă, am făcut rar mega pack-ul de la FootSwap. A avut fix 7 playeri. Măcar dar salva asta pe opening-ul. Haide, te rog, walkout. Nu e walkout, incredibil, bă. Nici walkout, du-te de aici, nu cred, pastore. Doamne. Cum, bă? Uite-te și tu, bă, băiatule. 800 costă pastorea asta, costă un cam și un pic, mamă. Multe squad fitness-uri care o să ne ajute. Două de serial. Pa, pa. Uite, asta arată bine. Ducure 700. Nu cred că o să se dea. Și Bebu 2700. Nici asta nu cred că o să se dea. Deci nu vine să cred, bă, ghinionului. Hai că mă mai uit după alte pecuri și revin. Mergem pe SBC-uri. Băi, băieți, avem acest small prime X player spec. Am făcut alea de la Marche Matchup sau nu știu cum. Două am făcut, doar cu silver, iar acum asta și nu de un player rar. Santina, oh my god, Porto. Tot așa, la SBC-uri se duc playerii ăștia. Și revin să văd dacă mai pot face ceva SBC-uri. Da, băi băieți, am făcut și acel SBC cu Marche Matchup, să deschidem acest call pack de la Man City și Chelsea. O, e măcar player rar. O, Jardel. Și 82 din call pack, deci e ceva. Și mie și Fabian, și o grămadă de player pe care o să-i putem folosi la SBC-uri în viitor, pentru că na, am dat cred că doar 4K pe playerii mei. În rest au fost din club. Ok, nici n-am văzut dacă e walkout sau nu, dar nu e. Ivorian, serii? Bun, 82. Adică nu mă aștept prea nimic, am avut un ghinion pe opening cu ăsta și la Angle. Bun. Hai după cu ăsta, Prime Electro, un player spec. Nu e walkout, că de ce ar fi? Nici măcar boards, bă, Summer. Cred că ar trebui să primească noapte 2 puncte, cel puțin.
Mama, bă, ce pecure handicapate. Îl bag quickset. Da. Deci, da, voi vedeți, cam asta a fost episodul. Mulțumesc pentru vizionare. Da, am reușit și eu să fac Silver 2 în ultimele două meciuri. Și o să vedeți ce player pick-uri o să prind în următorul pe opening. Îmi pare rău că n-am luat nimic de la Team of the Week cu asta, uitați-vă și voi. Și aveam Ronaldo, nu mă așteptam la un Ronaldo, dar măcar la un Fabregas sau nu știu altceva. Higuain, Chilwell. Și Chilwell-ul ăsta ar fi fost bun pentru echipa de, Premier League. Dar mă rog. Da, voi băieți, cam asta a fost episodul. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Eu am fost 007 Mario. Pa!